Credincioși din țara Chioarului au participat astăzi la sărbătoarea parohiei maramureșene Remeț pe Someș. Biserica Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril a fost sfințită în urma lucrărilor de restaurare și înfrumusețare. Slujba de sfințire a fost oficiată de preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Lăcașul de cult l-a primit ocrotitor cu acest prilej și pe sfântul proroc Ilie Tezviteanul. Sfințește biserica aceasta cu ramul istoric Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Cel de-al doilea ram astăzi dăruit sfântul proroc Ilie Tezviteanul. Împreună cu toate lucrările de înnoire ce s-au săvârșit la dânsa, puterea cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, prin stropire cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În numele Tatălui, Amin. Preasfințitul părinte Iustin a binecuvântat și noile clopote, dar și capela mortuară, construită cu sprijinul credincioșilor în cadrul proiectului eparhial Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară. Ierarhul a săvârșit apoi Sfânta Liturghie pe podiumul amenajat lângă biserică, în prezența autorităților locale. Am revenit în parohia Remeț pe Someș, din comuna Mireș, protopopiatul Chioar, deci în țara Chioarului, unde am mai poposit în urmă cu peste două decenii, în 2001, când am târnosit biserica în urma mai multor lucrări de înnoire, înzestrare cu pictură nouă, cu catapeteasmă nouă. Atunci a fost un eveniment deosebit. Astăzi au făcut alte lucrări importante, au reorganizat altarul care atunci a rămas nereorganizat și insuficient noit. Și au construit o capelă de cimitir, au înnoit biserica în exterior și au mai făcut și alte lucrări. Părintele Sergiu Pop, care este preot aici de 4 ani, un preot tânăr și vrednic, împreună cu Consiliul Parohial și cei aproximativ 500 de credincioși ortodoxi, au reușit cu ajutorul lui Dumnezeu și a Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, ocrotitori acestei biserici, să le facă toate după rânduială. Ne bucurăm pentru toate realizările comunității. Capela este realizată în proiectul pe care eparhial pe care l-am pornit, Nicio comunitate parohială fără capelă mortuară, și cred că am depășit 50% din parohiile, din cele aproape 500 de parohii ale episcopiei noastre, din cele două județe, Maramureș și Satu Mare, care au construit deja capelă mortuară, care este astăzi o necesitate socială și o necesitate de cult. Biserica din Remeț pe Someș are mai bine de un secol. Lucrările de restaurare au început în anul 2019. Pentru activitatea sa, părintele paroh a fost hirotesit iconom. De asemenea, pentru sprijinul acordat comunității, ierarhul i-a oferit primarului comunei Mireșu Mare ordinul Iustinian Arhiepiscopul. Au mai fost acordate diplome și distincții Consiliului Parohial, Corului Parohiei și pictorului Lăcașului de Cult. Astăzi o zi binecuvântată pentru parohia noastră Remeț pe Someș, protopopiatul Chioar, episcopia Maramureșului și Sătmarului. O zi binecuvântată începând încă de aseară, de azi noapte, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ploaie după o lungă perioadă de secetă și iată astăzi Dumnezeu ne-a binecuvântat din nou cu binecuvântarea arhierească, prin prezența preasfințitul nostru Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, în această parohie. În semn de recunoștință, părintele paroh i-a oferit preasfințitului părinte Iustin o icoană cu Sfinții Arhangheli, hramul istoric al bisericii.